Bună ziua, dragi copii! Bună ziua! Noi suntem pompieri și salvatori. Salvatori. Da? Domnul Distrati, el a să ne vorbească nouă despre niște reguli generale de apărare împotriva incendiilor, ce avem noi de făcut în caz de incendiu și în caz de alte situații excepționale. Da? Da. Ce aveți voi toți în caz? Nu ardă, ce trebuie să facem? Trebuie să punem la distanță. Corect. La distanță de materiale combustibile, da? Care pot să iei ușor foc, da? Da. În locul special amenajare. Corect. O să vă prezint un pompier, cum este echipat un pompier și cine vine la noi să ne stângă nouă. Da? Ei au prioritatea să protejeze pompierul în caz de foc. Această cheutoare, da, așa să-i punem mai simplu, da? O punem pe degetul mare. El tot așa, păstrează aici partea de la cap de gaz, doar curăță aerul. Respirăm aer numai din butelie. Este greu să respirăm. Nu, mai e greu. E ca aerul. Nu-i vorbim noi. Sunt ce orice mai mai așa, unul după altul. Unul după altul. Așa. Așa. Merge unul după altul. Așa, bravo. Dar cu ajutorul pompii, dăm sub presiune înaltă apa spre incendiu. Electrocutează, corect. Noi, înainte de a strânge incendiu, tăiem legătura și lucrăm la cutie. De exemplu, este un drum foarte îngust, dar căsuța e pe vârful dealului. Da? Noi mașina nu putem ajunge până acolo. Cu ajutorul curtubilor, noi ducem apa de la, da? O pompăm, pompă o pompăm de la mașină până la incendiu.